Mulțumim, mulțumim Cosmin, mulțumim Ioan, avem deja primele cronici la carte, nu? Așa mă gândeam că ar fi minunat. Ne bucurăm că amândouă sau aflăm că tânărul nostru pare scris o singură mână, o singură voce, pentru că într-adevăr l-am gândit și l-am scris împreună. Ideea mi-a venit mie, dar mi-a venit citind cărțile Andrei, deci e meșnul. Andrei a scrisese despre Bucureștiul a 6 autori și eu i-am propus să lărgim unghiul și în spațiu și în timp și a ieșit tot ce e numărat și mai mult decât atât. Un lucru e important de spus, pentru că am făcut o emisiune la radio, ascultătorii puneau întrebări și mulți dintre ei m-au întrebat, de exemplu, dacă mărțișorul Iorghezii sau statuia lui Caragiale sunt locuri din dicționar. Am explicat că nu, am explicat de ce și mai spun o dată, materia cărții noastre nu e istoria literară, ci ficțiunea. Nu ne-a interesat unde au trăit, unde s-au născut romancierii, ci unde au locuit, pe ce străzi s-au plimbat personajele lor. Nu ne-a interesat traseul existențial biografic al lui Camil Petrescu, ci traseele prin București ale doamnei T, ale lui Fred Vasilescu, ori ale Emiliei Răchitaru. Deci, încă o dată, materia a fost dată, substanța cărții e dată de personaje și de locurile pe care ei le frecventează. Au fost aproape 2000 într-o prima fază, sigur că a trebuit să selectăm, pentru că nu puteam să concepem un dicționar în 6-7 volume. Au rămas ceva mai puțin de 200, dar asta mi-am dat seama imediat că trebuie să păstrăm locurile care chiar au o poveste. În primul